Bună ziua, numele meu este Emanuel Corduneanu, sunt fondatorul inițiativei #sromân și al grupului producători locali, care de mai bine de 3 ani de zile promovează și încurajează consumul de produse autohtone românești. Continuă prima inițiativă #sromân cu o nouă inițiativă care se numește Origini, despre oameni și locuri. Și mă aflu aici la domnul Clipaciuc Constantin, un producător. Sat Hâmpeni, comuna Prăjeni, județul Botoșani. Aș vrea să-mi spuneți cât de mare este investiția în ceea ce aveți dumneavoastră aici. Investiția este enormă. Munca la fel și costurile la fel. Deci ca să produci 0,10 ari, 0,1 ar sau cum se spune, că am pierdut-o aici. 10 ari. Așa. Să faci 10 ardei de roșii, e foarte costitor, să știți. Câte serii aveți dumneavoastră aici? Asta să înțeleg de la început, înainte de a intra să filmăm, ați spus că este cea mai mare pe care o aveți. Ce suprafață are? Asta are 6,4. 6,4? Da. Am înțeles. Și cultivăm o suprafață de aproape 12 ardei de tomate roșii. Sunteți înscris și în programul Tomata? Desigur. Da, e primul an când am accesat. Și acum să vedem ce o fi și cum o fi. Cât vă acoperă dintre cheltuieli acest program Tomata? Să zic așa, cam ce consumăm pe lemne, noi fiind în nordul țării, cam ce consumăm pe lemne, cam aia ne asigură statul nouă. Eu muncă cam așa, fără rost, ca să zic așa. Dar dumneavoastră sunteți foarte pasionat de acest domeniu. Desigur. De asta și lucrăm, că altfel n-am lucrat. Cu ce probleme vă mai confruntați dumneavoastră din viața de producător? Aveți suficientă piață de desfacere? Nu aveți? Ce nevoie ați mai avea încât să vă descurcați mai bine? Piața de desfacere este, dar trebuie să ai și produsul necesar clientului, care să-i placă clientul, să faci o cultură la cătărea, să mergi cât mai mult pe bio. Dacă vă uitați un pic pe jos așa, la noi este iarbă între rânduri, deci nu umblăm cu chimicale, nu umblăm cu absolut nimic. Ce îngrășăminte folosiți? Ia uitați-vă aici în spate, dacă vreți să dați un ochi. Aici am 20 camioane de gunoi de grajd, de vacă. Care îl puneți mereu și îl amestecați? Da, în fiecare toamnă tot băgăm o cantitate, nici nu ne întrecem, nici pentru că și gunoiul, cum să zic, nici în prea mare cantitate nu e bun. Pentru că arde planta, o să fie nevoie de mai multă apă după aia și cu apa ne cam, cum să zic eu, nu ne putem juca. O dăm din două puțuri. Și cam, să știi foarte bine, problemele secetei și asta. La piața centrală, în Botoșani, aveți o masă, două, trei, câte aveți? Avem două mese. Una o avem la masa țăranului și una e pentru comercianți pe acolo. Am înțeles. Da. Dar suntem, cât suntem noi acolo, suntem toți producători, trei producători. Deja. La masa comercianților avem o masă în față, care toți au zis că e masa comercianților, dar suntem trei producători. Unul de la Cristești, unul de la Psacari și unul de la Câmpeni Prăjeni. Și lumea a început să ne cunoască, să vină să apeze și să cumpere roșiile noastre. O să vă rog să vă spuneți numele. Sunt Clipaciuc Maria, soția lui domnul Clipaciuc Constantin. Nevasta de la Trei Ciocani. Eu sunt ciocănița. Din câte am înțeles, dumneavoastră vă ocupați de tot ce înseamnă partea de comercializare a ceea ce produceți, desfacere. Da. Eu o numesc comercializare pentru că practic comercializați un produs pe care dumneavoastră îl produceți. E produsul meu. S-ar zice că e comercializare, că comerțul e cumperi și vinzi. Noi suntem producători. Suntem producători locali, sunt produsele noastre. Da, lumea apreciază. Să știți că am foarte mulți clienți, atât eu cât și prietenii mei de la masă care sunt într-adevăr producători, care avem
cumpărători care ne apreciază produsele. Se întorc cu mare drag și tot timpul vin, au, ce bune au fost, au fost gustoase, capia ți-aduce 50. Care înapoi. Și care ți-aduce mai mulți clienți. Să știți că eu întotdeauna, de când am început și inițiativa Hashtag Îs Român, când ne-am cunoscut prima dată, dacă vă aduceți aminte, era atunci stare de urgență și nu prea producătorii nu prea puteau să iasă din case, oamenii nu prea să-și facă cumpărături. De atunci încă încerc să promovez tot ce înseamnă producător, fermier, chiar și tinerii talentați din folclor, muzică ușoară. Sunt foarte atras de acest domeniu și încerc să ajut, să fac un bine. Pentru că făcând bine te încarci de o energie, te încarci de o energie bună, de oameni buni, de oameni buni cu care poți realiza lucruri frumoase în viață. Și ceea ce voiam eu să adaug la ceea ce aveți dumneavoastră aici roșii, este că sunt practic ceea ce consumăm. Este așa sau nu? Dacă noi, ca oameni, am consumat și am alege să cumpărăm produse cât mai aproape de natural, spun cât mai aproape de natural pentru că sunt multe produse care nu sunt naturale, da? Atunci nu ar mai fi cost la farmacie. Am dreptate, nu greșesc. E adevărat, adevărat. Dar să vă arăt ceva. Haideți, dacă e posibil, sigur, să rupim o roșie. Să vă arăt cum arată. O roșie coaptă, da? Da, da, da. Rupă? Așa, eu zic că da. Ia uitați-vă aici cum trebuie să arăte un produs natural. Vedeți? Dacă vreți să gustați, să știți că nu îți lupiți cu nimic. Sigur că da, de ce să nu gust? Și să-mi spuneți, vă rog, gustul cum este. Ca de altă dată, când eram copil mic și mergeam la bunica în grădină și mâncam roșii. Ceea ce în ziua de astăzi, din păcate vă spun, au început să dispară cam multe, atât tradiții cât și obiceiuri. Mai face ce mai face statul, dar e doar o dată în an cu, cum se cheamă... Ea încă nu e maturată suficient. Și spuneam, statul mai face ce mai face și ajută producătorul să-și facă un pic de publicitate, să zic așa, dar nu este suficient, pentru că târgurile cu producătorii locali sunt o dată de două ori pe an. Producătorul, ca el să dezvolte, are nevoie de piață de desfacere. Ar trebui, din punctul meu de vedere, ca și consumator, să existe o piață agroalimentară dedicată către producător și fermier, în care să existe doar producător și fermier. O roșie care are chimicale. N-are cum să arăte așa. Ia uitați. Uitați. Foarte gustoasă. Ar trebui să aibă... Și știți ce-i dă gust? Ce? Bunoaie care vi l-am arătat. În grajd. Da. Bunoaie de grajd. Și pământul. Pământul ăsta unde facem noi acum agricultură a stat 20 de ani pârloagă. Noi am, ăsta e un pământ cumpărat, care a fost lăsat pârloagă. Toate florile care s-au scuturat au căzut aici. Și el acum muncește și pentru aceia 20 de ani care au stat pârloagă. Are gust. Să vă mai spun ceva. O roșie adusă din import și spălată nu are același gust. Asta nici nu trebuie spălat. Asta o șterg un pic la niluț acum. Mi-aduc aminte când eram copil, mâncam zarzări da. Direct din copac. N-aveam nimic. Acum dacă mănânc un fruct adus din import, îmi este rău. Și-ți ies bubiți pe față. Cel mai rapid sunt copiii. Da, da, da. Am foarte... Uitați, am din... Noi am cumpărat... Scuze. Am cumpărat din... La Crăciun am cumpărat roșii de pe piață, de pe... De la multinaționale. Și le-am avut și la Paște. Dar din plastic, ce este așa de mult? Deci, lăsat în frigider, nu s-a stricat, nu s-a pătat, niciuna. Au păi, stat așa. Păi vedeți dumneavoastră, reglementările astea UE, tot ce românesc nu mai este bun. Ba apare gripa porcină, ba apare gripa aviară. Exact. Nu mai avem voie să producem noi românii, să avem ceva al nostru. Vaca nebună, toate alea. Mai degrabă conducerea, nu vaca. Eu așa aș spune, dar... Să vă zic o chestie care eu am întâlnit-o acum pe piață. Eu încă n-am ieșit cu produsele mele, încă umblu cu răsad. Dar producătorii români au început să iasă cu castraveți și cu ardei. De astăzi, mâine o să înceapă și cu roșiile. Dar deja le-au ucidat că sunt castraveți otrăvit. Mulți vin și întreabă, eu nu am, vă spun, nu am.
castraveți, roșii vedeți că ce, sunteți aici și aia. Deja au prietenii ăștia, deci niciodată nu fac un lucru, ești, să zici că dă ceva. Că eu am învățat meserii de la oamenii ăștia. Deci m-am învățat atât de bine încât le fac și eu cât pot de bine. Foarte gustoase, vă spun încă o dată, foarte gustoase. Eu v-am lăsat pe dumneavoastră să vorbiți, pentru că eu nu m-am putut abține până în termin. Ce am mare. Foarte gustoase. Când le-ați plantat aceste rasaduri? Între 17 și 20 martie. Deci de atunci și până în prezent, ne aflăm în luna iunie, ne-ați tot ați investit aici. Da. Ați muncit. Da, aici este muncă. Aici, deci orice învârtitură, orice copilire trebuie plătită, trebuie... Și până aici a fost foc. Da, păi focul cât... Pe 20 ianuarie. Rasadurile deci au fost semănate pe 20 ianuarie. Făcut foc în fiecare... Zi și noapte. La zi două și noapte. Ori. Și la două ori. Trei persoane am umblat din două în două ori să punem pe foc, pentru că lemnul e lemnul. Arde. Și căldura trebuie menținută la o anumită temperatură, dacă nu... Că, exact ca și copilul, din faza mică începe să fie bun, de la creștere, că dacă n-a crescut bine, nu o să ajung un copil bun, sănătos. Știți cum este. Și da. la răsad la fel, el trebuie crescut bine, el trebuie, nu trebuie să suferi de frig, pentru că nu o să-ți mai facă producția. Nu trebuie stresat, sunt foarte mulți termeni. Și să facă cu mare dragoste. Orice este făcut cu dragoste, tot timpul o să iasă bine. Și cu mare drag. Când ai venit aici să râzi, să vorbești cu planta. Să vorbești cu planta, da. Să nu fii stresat. Că, vai, mulți vor spune că poate o luăm noi raza sau nu știu ce. Dar planta are nevoie de vorbă bună, să nu fii supărat când lucrezi cu ea. E adevărat. De ce să, la vaci, de ce să punem muzică? Ia spuneți. Ca să aibă o stare bună, nu? Păi vedeți. Deci la animale să punem muzică, uitați. Ca să aibă stare bună. Este ferma de aici, de la deal, noaptea cântă muzică acolo. Foarte bun. Dau mai mult lapte, să nu stresate. Un ambient plăcut. Da. Și exact așa și plantele. Câte soiuri aveți? Mă refer la roșii. Am 5 soiuri. 5 soiuri. Da, și după cum am plantat, în fiecare solar am pus câte 3 soiuri. Aici am 5, chiar e mai mare. În restul am câte 3, le-am pus în așa fel încât să fie, pentru că o să fie o perioadă când, din solarele alea care sunt pic mai mici, o să fie scurtate de aici așa, ea, pentru a planta castraveți pentru toamnă, pentru... Altă... Deci dumneavoastră plantați roșii, castraveți și atât? Ardeioase. Ardeioase, vinete? Da, super, super, super. Cum vă descurcați cu dăunătorii? Ce faceți împotriva dăunătorilor? Cu ce stropiți? Este un lucru foarte important, chiar vital, în a ști consumatorii. Este un registru fitosanitar care noi pe ăla lucrăm. Că nu poți să dai, deci o să vină să ia probe din roșii, din, da. O să fie controle, la alții au și fost. Și eu nu pot să le dau. Pentru dăunători este produs omologat pentru insecte, restul astfel alte fungicidele, care trebuie, o plantă n-are cum să funcționeze fără fungicide. Se dă la 14 zile, timp de pauză. Sunt pe bază naturală, cum zic ei. Și acum... Veniți mai aproape, vă rog frumos. Acum, sunt foarte multe produse din alge marine, coarjă de portocală, extract din citrici, din toate astea, care noi le folosim. Nu v-am întrebat la început, aveți și picurătoare în această seară care ud constant sau nu aveți? Aveți. Aveți, da? La ce vă referiți? La plante, jos. Da, da, da. Aveți, da? Nu mai fi așa ceva. Care plouând de sus, este mana, care noi nu avem asta. Am înțeles. De asta e spațiu protejat. De asta se numește spațiu protejat. Anume v-am întrebat de acest lucru pentru că este foarte important. De altfel... Uitați, folia din mucerie menține umiditatea.
Deci nu se pierde apa, cum s-a spune, din sol. Eu roșiile, vă spun sincer, eu le ud la 3-4 zile. Se dă câte un sfert de oră. Depinde de solar, cât e de mare și cât așa e. Dar un solar, spre exemplu, ăsta îl împart în 3 când ud, pentru că nici nu pompa nu poate să facă față, să uz 6 ari și jumate, cum s-ar spune. Dar restul, alelalte mai mici, 20 minute, un sfert de oră, 20 minute și la 3-4 zile apă. Pentru că planta trebuie să muncească, să caute, rădăcinile sunt fin în pământ. Nu să-i plânăduși, să-i dai apă de numai. Când preconizați dumneavoastră că veți avea producție pe piață, încât consumatorii să vină să cumpere de la familia Clipaciuc roșii, sănătoase, de pe pământ românesc? Dacă dă Dumnezeu, după ce vom avea controlul de la apea să vină așa, ia, încetișor, cum am gustat două roșii, mă, înainte așa putem să începem, pentru că roșia de acum, gata, își dă drumul, pleacă, se coace. Natural și se coace. Cât este kilogramul de roșii la dumneavoastră dacă un consumator va veni să cumpere de la piață, din piața centrală, și cât va fi prețul dacă va alege să cumpere direct de la Trei Ciocane? Drept să vă spun acum, nu știu. Nu știu. În funcție de piață, cum este piața. Un preț estimativ. Nu putem să spunem, pentru că 20 lei, 15 lei, depinde, eu știu cum va fi. Ce am văzut eu, producătorii care au ieșit cu roșii, undeva la 20 de lei. Care, ca prima producție, da, acum prețul, da, acesta, după aceea... Ar fi un preț corect pentru noi la ceea ce cheltuim. Eu, părerea mea. Repet întrebarea. Cei care vor veni și vor cumpăra de la Trei Ciocane de aici... Acasă, va fi prețul, vă dați seama, mai avantajos. Mai avantajos. Păi, da, exact. Sigur, practic, cu ocazia aceasta, cei care doresc să vină la familia Clipaciuc să cumpere de aici roșii gustoase sau castraveți, ardei, când va fi timpul, și vinete, vor cumpăra din intimitatea producătorului, exact. Din, cum s-a spune, inima și sufletul producătorului, unde muncește cu drag. Prețul n-are cum să fie cum e la piață, pentru că eu de aici până la Botoșani am 40 de kilometri, e un consum, nu? Dar așa, dacă vine acasă, e altceva, e altă modalitate de a vinde, cum se spune. Ați fi interesat să colaborați și cu magazinii românești? Da, dar nu-ți oferă un preț după munca prestată. Deci să înțeleg că nu ați avut practic o colaborare serioasă, în sensul în care să câștigați împreună, win to win, să mergem împreună să câștigăm acel ceva. Nu am avut așa ceva, n-am avut, pentru că, după cum mă repet, avem două mese în Botoșani și la un preț mai decent, mai... Haideți să vă spun ceva. Vreau să știți, în piață, când vezi și omul care îți vine, deci nu te întrești cu prețul să-i ceri un preț exorbitant. Dacă vezi că vine o bunicuță și îți hormonești în buzunar ca să scoată un leuț, ce faci atunci? Îi mai întrești la cântar, îi mai dai așa, mai scazi prețul, nu? Deci noi ne-am descurcat, mulțumim la Dumnezeu. Deci asta trebuie să facă producătorul român, să uite și la ăla care e la cumpărător. Asta m-a dus mereu în discuție, încât producătorii să înțeleagă și pe consumatori. Toți consumatorii, de altfel, și-ar dori să cumpere și să mănânce sănătos, dar nu toți își permit să cumpere și să mănânce sănătos. Ar trebui să se gândească în raport salarial. Da, adică nu poți să ceri... Exact, nu... Toți am vrea, ei, dar... Uitați, noi chiar facem chestia asta, deci nu-i... Mă bucur să aud acest lucru. Nu-i laudă, nu-i aia. Nu, dar este un lucru bun făcut, este un lucru făcut din inimă. Când vezi că vine omul și nu are cu ce, ia bunică de acolo, ia pune în... Cu alte cuvinte, din asta ați atins un subiect foarte interesant, care a avut adesea mai multe discuții, în care eu am spus și am precizat, bine ar fi... ca prețurile să fie în funcție de posibilitatea de cumpărare din acea zonă, acel județ.
Cu alte cuvinte, dumneavoastră ați spus că sunteți de acord cu teoria pe care eu mereu am adus-o în discuție, atât pe grup producători locali pe Facebook, cât și inițiativa Hashtag-ul Român, actuala origini, prețurile să fie în conformitate cu puterea actuală de cumpărare. Degeaba cineva scoate pe piață un produs 100% natural de 3-4 ori mai scump dacă nu este putere de cumpărare. Asta înseamnă că nu se va putea vinde. Așa. Corect? Așa e. Și adică să-l ții pe masă acolo. Dar totuși, să știți, contează foarte, foarte mult și prețul de producție. Absolut. Și asta e. Și referitor la ce spuneam mai înainte, astea se fac din suflet, din inimă. Când tu îi dăruiești cuiva, ia două roșii, ia doi ca să aveți și fă-ți o salată acolo. Dar nu se poate merge totuși numai pe asta. Păi nu. Pentru că n-are rost eu să mă mai duc la Botoșani. Absolut, nu. Și n-are rost să mai lucrez aici. Dar oricum, aveți un preț foarte bun. Știu că la un moment dat auzisem, era o știre, nu știu dacă este cea reală sau cea falsă. Prima dată când au apărut roșiile anul acesta era prețul de 60-80 de lei. 60 de lei. Da, da. Asta ce părere? Nu. Cum vi se par nu prețurile? Deci el a consumat, sau poate n-a consumat cât am consumat, pentru că e din Olt, că e din Sud, și el n-a pus pe foc atât cât am pus eu. Păi eu ce preț? Deci dumneavoastră nu sunteți de acord cu acest preț exorbitant? Nu. E și din comun. Deci, cu alte cuvinte, dați dreptate consumatorului, că nu cumpără produs românesc și se duce în supermarket străin. Nu, Emanuel, să fim serioși, e roșii, nu e carne de angus sau nu știu ce. Adevărat sau nu? E roșii românească. Păi da, e roșii românească, dar... Un preț cumperi, știți cum cumperi 2 kg de carne, le pui într-un ceaun și faci pentru 100 de persoane mâncare. Din alea 2 kg de roșii. Cepi. Mai pui un pic de apă, ciepi și un pic de zarzavat și ai făcut ciorbă și au mâncat 100 persoane. Și ai hrănit... Nu am mâncat un kilogram de roșii care nu ți-o nu de foame. Că, la urmă știți cum, știți cum este că trebuie să ne gândim și la costul. Vedeți, pensia e mică, salariul foarte mic, costurile la stat sunt foarte mari, care le plătim și noi. Într-adevăr, sunt producător, plătesc orice. Dar nici exagerat. Nici exagerat nu e. Spuneți, este important să înțeleagă și consumatorii de ce... 3,6 lei. Mult. 3,6 lei și eu consum. Vă dați seama, atâtea până pe ce am, păi când îmi vine câte o factură, cam îmi vine să plâng. Să plâng. Eu mereu am spus și o spun și astăzi de față cu dumneavoastră, până când consumatorul nu va da mâna cu producătorul sau producătorul nu va fi pe aceeași lungime de undă cu consumatorii, nu se va schimba nimic în România. Și mai cred cu tărie că sunt foarte importante, am mai spus lucrul ăsta, piețele destinate doar producătorilor și fermierilor. Pentru că mulți consumatori nu știu care e producător și care este comerciant. Pentru că se face foarte mult import. Extraordinar. M-am întâmpinat cu chestii din astea. A venit și zice, dar voi aici sunteți toți comercianți. Zic, nu, uite-te la mine, uite-te produsul, desfălie și îl mănâncă. Eu ca comerciant nu pot să-ți dau ție o roșie, pentru că eu o cumpăr roșia aia. Eu ca producător, pentru că o am în grădină, eu ți-o dau. Gusto, vezi gustul, simte-l și e diferență. Se simte oricum și la gust. La mine, în loc de un kil... din 97 cât pun 95 de grame, eu îți dau un kil 20 sau un kil 50 și îți iau bani pentru un kilogram. Deci eu pentru... Nu poți să dai roșia în niciodată, sau... niciodată nu poți să-i ceri. Pentru că la om contează foarte mult și un bănuț. Am avut care au stat la coadă pentru 20 de bănuți. Se trăiește foarte greu din acest motiv. Și sau au zis o roșie de 2 lei n-ai când era atunci 12 lei kilogram. Că mai mult de 12 lei n-am prins niciodată kilogramul. O roșie de 2 lei. Zic da. A fi putut pune preț mai mare, dar nu l-am pus. Interesul ne astăzi să le vindeți cât mai rapid și să vă întoarceți la producție, pentru că un producător nu are timp, o zi pierdută înseamnă totodată peste cap. Da, nu să stați o zi la piață înseamnă că a doua zi trebuie să munceți de două ori mai mult. 5 baxuri de roșii și te-ai dus la piață și doștița ale noastre, ați văzut, sperisabile, a doua zi. Nu mai e, nu-i ca aia care m-a spus eu că am cumpărat-o la Crăciun și am avut-o și la Paște. Ceea ce vreau să mai atrag atenția,
încât să vadă și cei care ne urmăresc, este faptul că aceste răsaduri, dacă vă uitați bine și cu atenție, nu toate roșurile sunt coapte, ceea ce înseamnă că este 100% natural, nu este stropit. Așa este, domnul Clipaciu? Așa este. Vă dați seama, nu-mi permit. De la mine mănâncă și copii și bunici și toată lumea. Și nu-mi permit să fac așa ceva. Niciodată în viață. Mai degrabă mă las de meseria asta. De asta este și așa de mare muncă și este atât de costisitoare. Pentru că totul este natural. Eu am nepoți care mănâncă, nepoate. Vă dați seama că nu poți să-ți bagi joc de sufletul unui om să faci mare... Că vrei tu să ai producții mai mari, că vrei tu să coacă mai repede, că nu știu. Nu, niciodată în viață, v-am spus. Renunț și nu mai fac dacă trebuie să fac așa ceva. Nu-i stropit cu absolut nimic. Pentru coacere, pentru scandalul care a început și ce este prin țară și ce am văzut. Probabil sunt și alte interese la mijloc, încât chiar vor să distrugă din rădăcini tot ce înseamnă producător român, fermier român, produs românesc. Sunt alte interese globaliste. Cu vaca nebună, cu puiul... Conducerea. Da, da, da. Într-un cuvânt, conducerea. Laptele... Da, eu nu pot să înțeleg cum produsele din import, care sunt extra stropite, merle care stau pe masă cu săptămânile, sunt foarte bune, ale noastre nu sunt, ca o vermi. Carnea noastră nu e bună, la fel, și așa mai departe. Păi de ce? Un pic, dar care are bine? Aia care e naturală. Clar. Un măr, o pară care e naturală, are imposibil. Atunci dăunătorul îți duci acolo, mănâncă, nu moare. Vă mulțumesc pentru atenție, că ne-ați urmărit. Vă doresc o zi frumoasă, gânduri bune și las pe domnul Clipaciuc să facă încheierea. Familia noastră o să stea la dispoziția dumneavoastră pe tot parcursul anului să aveți de unii cumpăra o roșie bună, un castraveti bun, o vânătă bună, ardeioase. Cei care ne cunoașteți de atâta timp știți că nu vorbim de pe păreți, ca să zic așa. Vă așteptăm cu mare drag și eu și soția și copiii mei. Numărul meu de contact este 0757-357-784. Puteți apela oricând. Se poate face livrări și acasă, cum am făcut și în anii anteriori. Vă așteptăm cu drag. Dacă vreți să gustați produsele noastre, să știți că nu veți regreta. Sau pot să vină direct la dumneavoastră, la Trei Ciocani aici. Da, să vină acasă. Locația, să o spuneți. Da. Sat Câmpeni, Comuna Prăjeni, județul Botoșani. Filmarea o veți găsi pe canalul de YouTube Origini Info. Vă mulțumim pentru atenție. O zi frumoasă.